Ești o persoană capabilă să-ți realizezi obiectivele tale folosind modalități de convingere și de manipulare, determinându-i pe ceilalți să facă așa cum vrei tu. Tu ești un lucrător adevărat al societății. Acasă și la locul de muncă ești un membru energic și responsabil. Ești atrasă de tot ceea ce este cald și frumos. Știi cum să apreciezi frumusețea naturii, fiind sensibilă la operele muzicale, dramatice și literare, tu însăți-ai talente în aceste domenii. Deși ești ambițioasă și concentrată pe înălțimea carierei, oamenii din viața ta înseamnă mult mai multe decât lucrurile. Frumoasă și ușoară în exprimare, știi cum să ajuți pe partener să se simtă calm și ușor în orice situație și mediu. Te bazezi pe farmecul tău, ceea ce, crezi tu, te va ajuta să-ți realizezi planurile și să-ți atingi dorința. Astfel, principalele tale talente se manifestă în mod deschis și neapărat în atenția altor oameni. De fapt, farmecul tău poate fi invidiat. Reușești să înclini pe alții la punctul tău de vedere și să beneficiezi de ei. Tu ai nevoie să simți recunoașterea societății și totuși, poți folosi darul tău natural de seducție cu un calcul insidios sau intenție dăunătoare. Pentru tine, problema materială este deosebită de importantă. Atractivitatea în sensul cel mai larg al cuvântului este foarte importantă pentru tine. Dacă natura nu te-a răsplătit cu un aspect bun, îți folosești cu succes abilitățile intelectuale pentru a seduce. Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: putere, loialitate economică, memorie bună, psihologie. Tu ești o persoană care își trăiește fanteziile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente. Dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău. Ești o fire radicală, nu-ți place să reinventezi roata, de obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele. Cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii, tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, dimpotrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna, simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzuală care își inventează propria lume. Dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită în a-ți dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzută în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, reușești pentru că semnul zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor. Căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna. Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta. Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare, pentru scriitori și bucătari. Planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn nu-i poți mulțumi pentru lipsa de practicitate și natura ta blândă. Ești adesea comparată cu o albină în hărnicia ta. Și acest lucru este complet justificat, deoarece ești foarte responsabilă, muncești foarte mult și ești un membru disciplinat al societății. Ești atrasă de valorile familiei, de liniște și de tradițiile stabilite. Poți fi înzestrată cu talent în domeniul artei. Ai capacitatea de a realiza obiectivele globale prin implicarea în procesul de implementare nu numai a celor care lucrează cu tine în aceeași echipă, ci și cu oamenii necunoscuți.
În mod surprinzător reușești să controlezi tot ce se întâmplă în jur. În relațiile tale cu oameni, tu încerci, în primul rând, să trezești procesul inițial în tine și numai atunci prin presiune pozitivă, îi faci pe ceilalți să se miște în direcția corectă. Tema principală din viața ta este utilizarea înțeleaptă și talentată a materialului disponibil. Legătura ta cu lumea exterioară este destul de apropiată și comparabilă, să zicem, cu legătura celor bogați cu banii, agentul imobiliar cu proprietatea, tatăl sau mama cu casa, artistul cu pânza și vopsele, muzicianul cu instrumentul. Deși motivațiile afacerilor tale de dragoste provin de obicei dintr-o dorință abia perceptibilă și o forță inconfundabilă care te excită la sânge, adică, forțe potențial sănătoase, ești legată de subiectul interesului tău înainte de a începe o relație. Ar trebui să găsești pacea și calmul, în caz contrar riști să fii influențată de astfel de emoții precum gelozia, nemulțumirea și chiar invidia. Poți fi foarte benefică pentru actorii societății, dacă ți dedici energia pentru îmbunătățirea instituțiilor publice. Dorința de a împărtăși bunăstarea și bogăția materială cu alții este naturală pentru tine. Dar, la fel de bine poți fi dintre cele care încearcă să păstreze toate avantajele pentru familie sau, în cazuri extreme, pentru sine. Datorită legăturii unice existente cu lumea materială, trebuie să faci în mod necesar o alegere pentru tine însăți, fie să devii sclava lumii materiale, fie să înveți să domnești asupra ei. Puterea în acest caz nu înseamnă exploatare, ci acțiuni menite să stabilească armonie în relațiile cu ceilalți. Trebuie să fii atentă la tendința de a folosi pe alții pentru propriile tale scopuri egoiste, precum și de a le restrânge dezvoltarea liberă, mai ales în relațiile cu copiii și colegii de muncă. Te distingi față de alții nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești intuitivă, precaută, cinstită. Poți fi afectivă, timidă și oarecum frigidă, preferând umilința și dorința de servilitate. Sau dimpotrivă, poți fi strălucitoare, instabilă din punct de vedere emoțional, cu o stimă înaltă de sine. Ești sensibilă la critici, predispusă la drame excesive, impresionabilă. Cum afectează data de 15 iulie soarta ta? Expresia binecunoscută răbdare și muncă grea ar putea deveni un moto de viață pentru tine, dacă nu a devenit deja. Ai tendința să muncești mai mult decât să crezi în norocul că vei câștiga la loterie. Nu ești predispusă la acceptare. Studiezi cu atenție argumentele pro și contra atunci când iei decizii. Ai anumite inclinații pedagogice care se învecinează cu arta. Rezultate înalte pot fi obținute în management și în predare. Dar chiar și în cazul în care, se pare, nu ai nicio șansă, ești capabilă datorită muncii grele, să ajungi la înălțimi. În plus, ai o memorie remarcabilă. Ai tendința să crezi în puteri superioare și în diverse fenomene mistice. Uneori dorința de a stăpâni cunoștințele magice te poate conduce la cursuri de astrologie sau la vrăjitoare. Natura ți-a dat aptitudini organizatorice bune, care sunt utile atât în activitățile profesionale, cât și în viața personală. Principalul lucru este că te arzi cu o idee nouă, care îți permite să infectezi pe alții. Foarte fermecătoare, încerci să eviți situațiile de conflict. Tu ești ușor de acord cu tine însăți, iar această atitudine față de lume te salvează, spre deosebire de alți reprezentanții racului, care ajung ușor la depresie sau nevroză. Îți place să controlezi totul, ceea ce nu este foarte popular cu ceilalți, în special cu membrii familiei. Îți protejezi foarte mult rudele și consideri că numai tu poți să faci tot ce este necesar pentru ei. Tu chiar poți renunța la interesele tale pentru binele membrilor familiei. Ești foarte economică și apreciezi această calitate în alții. Prin urmare, nu este surprinzător dacă îți desfășori toată viața într-o singură activitate. Aceea cu care simpatizezi și empatizezi poți încerca să te folosească. Prin urmare, trebuie să fii mai atentă la cererile de a deveni un garant al împrumutului sau de a împrumuta bani. În general, dacă vei asculta sentimentele tale interne,
Nu ar trebui să ai probleme materiale. Restrângerea în dorințe și obiective nu-ți permite să ai ceea ce ai putea avea. Trebuie să-ți amintești faptul că serviciul nu este cel mai important lucru din viață. Trebuie să ai timp pentru a oferi dragoste membrilor familiei, în special copiilor. Nu ești predispusă la risc, ești foarte atentă și ai o bună intuiție. Ești generoasă, dar în același timp foarte entuziasmată. Culoarea albă argintie te poate ajuta să te confrunți cu dificultăți în viață. Este dificil de utilizat în haine. Practic, acestea sunt diverse accesorii, eșarfe și bijuterii de argint. Dacă talentul tău va fi folosit cu înțelepciune, atunci vei merge doar înainte și îți vei încânta familia și prietenii. Dragoste și compatibilitate. Relațiile sunt cel mai important lucru din viața ta, dar nu sunt întotdeauna așa cum ai dori să fie. Percepția idilică a iubirii creează în imaginația ta un mod de viață ca o armonie nesfârșită. La primul semn de probleme serioase, te ascunzi sub chiuvetă, încercând să te protejezi. Racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu scorpionul, fecioara, capricornul, taurul și peștii. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu balanța, săgetătorul și leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu berbecul, gemenii, racul și extrem de rar cu vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Iubești recunoașterea și aprecierea realizărilor tale de către societate. Cu toate acestea, în cele mai multe cazuri nu ești gata să-ți urmărești scopul și recunoașterea în orice mod posibil. Pentru a-ți pune în aplicare planurile, preferi să-ți folosești farmecul natural, care fac minuni. Chiar și cei care, la început, cu neîncredere te privesc, recunosc mai târziu performanțele tale uimitoare, deschiderea, credulitatea, care sunt perfect combinate cu arta, abilitățile intelectuale, emoționalitatea. O bună înțelegere a psihologiei umane te ajută să găsești un limbaj comun nu numai cu colegii tăi, ci și cu superiorii tăi. Prin urmare, ești întotdeauna în relații bune cu cei care te ajută să avansezi în carieră. Nu poate fi negat faptul că ești foarte capabilă. Nu vei număra niciodată minutele până la sfârșitul programului de lucru, ci vei aborda problemele cât mai mult cu putință. Sănătate și boli. Ești rar bolnavă, dar uneori destul de serios. Ar trebui să asculți corpul cu atenție și să nu întârzii să mergi la medic dacă nu te simți bine. Experiențele interne pot aduce uneori la probleme psihologice serioase, astfel încât trebuie să înveți cum să faci față emoțiilor negative și să eviți apatia. Cum să o faci? Concentrează-te pe pozitiv, mergi mai des în natură, comunică cu prietenii și familia, deoarece aceste lucruri îți va permite să elimini îndoielile și să scapi de iritare. Trebuie să te abții de la excesele care dăunează sănătății fizice și mentale. Consumul excesiv de alcool, precum și fumatul, pot provoca ciroze și ulcerații la nivelul stomacului, sunt foarte periculoase pentru tine. Având controlul asupra izbucnirilor tale emoționale, vei face un pas către un stil de viață sănătos. Supraalimentarea este, de asemenea, o mare problemă care trebuie abordată foarte serios. Îți este indicată respectarea strictă a unei diete vegetariene și cu conținut scăzut de calorii, cu o predominantă de fructe și legume proaspete. Îți poți concentra entuziasmul asupra sportului competitiv, dar numai în combinație cu auto-îmbunătățirea fizică, alergare, înot, aerobic. Soarta și norocul. Universul ți-a dăruit un caracter puternic, iubești să-ți asumi riscuri, dar știi cum să fii atentă și să te concentrezi asupra scopului ales. Această combinație de calități te ajută să eviți numeroase greșeli și să fii câștigătoare. Ai capacitatea de a atrage atenția oamenilor asupra a ceea ce spui și a ceea ce faci. Ești un organizator excelent, lider și profesor. Ești interesată de științele oculte, misticism,
percepții extrasenzoriale. Ai succes, norocul nu te lasă pe calea vieții. S-ar putea să existe complicații în familie, dar, folosind farmecul natural, ești capabilă să netezești colțurile ascuțite într-o relație. În chestiuni financiare, ești norocoasă. Poți face multe, dar pentru a fi întotdeauna în formă, trebuie să înveți cum să te relaxezi. Sfaturi pentru tine. Poți obține o mulțime prin implicarea multor oameni cu aceeași minte în procesul de atingere a obiectivului tău. Elocvența, tactul și farmecul tău vor fi cu siguranță capabile să atragă adepții tăi. Învață să-ți arăți talentele reale. Folosește-le în scopuri pozitive. Ferește-te de dependențe și obsesii care în final te încetinesc sau te fac să stagnezi. Creșterea este un întreg proces de schimbare. Promovează un cod etic ce îți definește personalitatea. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce ți oferă darul și amintite despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald. În ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil. Apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțit de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul. Împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori. Este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfeșnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablouri, rame, antichități. Cadoul în bani este o idee minunată, dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu drag orice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uz casnic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefantă de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz sunt un cadou minunat. Lucrurile cu dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lenjerie scump franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să le evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.